Partidul Moldova Unită a făcut un apel către partidele de orientare democratică, parlamentare și extraparlamentare să se unească într-o forță comună și să constituie Mișcarea Salvării Naționale a Moldovei. Îndemn liderii partidelor politice, lăsați ambițiile, aroganța și orgoliul, încetați să vă considerați mai presus decât alții. Renunțați la etichetarea de felul partide mari, partide mici. Pierdem cu toții și partidele cele mici și partidele cele mari. Să ne dăm dovadă de înțelepciune întru viitorul poporului, întru viitorul copiilor noștri. Mișcarea Salvării Naționale a Moldovei, formată din partide politice, organizații non-guvernamentale și societatea civilă, va deveni un centru al luptii civilizate a poporului pentru libertate, dreptate, democrație și demnitate. Președintele Partidului Moldova Unită a constatat că atât campania electorală cât și scrutinul din 5 aprilie a fost o bătaie de joc față de partidele politice și electoratul din Republica Moldova. Anat Caci consideră că rezultatul de 0,22% a partidului pe care îl reprezintă nu este un rezultat obținut, ci unul comandat de staful PCRM. Noi am analizat toate probele care au venit din teritoriul rural și Partidul Moldova Unită a înțeles un lucru, că rezultatul alegerilor a nostru nu este real, el este indicat, este numit din staful Partidului Comunist. Deci, am început cu un rezultat, 0,22, și până în ultima zi nu a fost nicio schimbare până în prezent, nici creștere, nici scădere. Deci rezultatul partidului a fost numit, indicat din staff, din primele zile când s-a început campania electorală, în permanență, în stafful nostru, au început a veni sunete să ne retragem din campania electorală, să nu dăm nici documentele, fiindcă noi retragem voturile a comuniștilor și ne ducem pe electoratul lor. Anat Caci a vorbit și despre înregimentarea instituției publice Moldova 1 în staful de campanie al comuniștilor. Cu 7 zile înainte de alegeri, televiziunea națională scoate din emisii spotul electoral a Partidului Moldova Unită, fără de o observație, fără de o lămurire. Lămurirea a fost aceea că noi nu am observat în contabilitate că dumneavoastră v-ați achitat până la sfârșitul alegerilor. După alegeri, pe contul partidului au fost restituiți banii pentru 5 zile care n-au fost derulat spotul electoral a partidului. Se poate să-ți permite cineva așa ceva dacă avem un contract